Salutare, prieteni, suntem aici din nou la iepuri. Vă arăt micul lor dejun. Am să vi arăt puțin cum mănâncă. Ia uite-o și pe ea, pe Joaneta, mărișoară. Trebuie să îi cântăresc azi, să vedem. Dați, e destul de mare. Le-am dat puțin legume, ceva coș de morcov și de țelină. Are aici amestec cu ei, porumb, orz și floare. Are aici apă, i-am pus azi dimineața. Uitați, mănâncă și ea. Cam asta le-am dat, așa un pic mic dejun. Asta. Hai mă. Uitați-o și pe asta. Uitați ce ureche are asta și ce ureche are ailaltă. Așa. E și asta destul de mare, dar numai că e speriată. După că mă enervează ieslea asta de aici, tot pică într-un, nu știu ce să-i fac. S-o prind aici așa cumva, dar văd eu după. Să mergem și aici și la iepureca asta. Dar uite acolo. Are și aici, o mâncat, dar s-o speriat. Cred că de zgomot. Hai, fata. O că așa vine, e cu minte. Nu e chiar așa, speriată, știți? Zită mult morcov. Mănâncă ea dacă dorește. Să vedem dacă ne-a prins monta, să vedem peste câteva zile. Peste 2 săptămâni, 3, vedem noi ce-o ieși. Îmi place femeluța asta, are o culoare așa faină. Ochi albaștri amândoi. Albastru, albastru. Are și apă aici. Amestec acolo. Hai mă, du-te. Putem mă sta așa. Uitați-o din spate. Speriată. E speriată, e așa puțin. Cam asta e micul lor dejun. Uitați să dați acolo un like, să vă abonați și hai cât mai repede cu 300 de abonați. Cum v-a fost, Robi? Noi ne revedem data viitoare. Haideți, pa, pa!